că cei mici simt gelozia altfel decât adulții, mai ales în perioada în care apare un frate sau o surioară. Unii copii se simt trădați sau îndepărtați. Tocmai de asta domnul psiholog Eduard Puiu o să ne ajute să înțelegem cum să evităm acest lucru sau să-l înțelegem mai bine. Bună dimineața! Bună dimineața! Gelozia între frați sau între copii? Mulțumesc pentru invitație și la mulți ani! E prima la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani! Eu v-aș propune încă din start, tangențial, să atingem și subiectul copilului unic, pentru că altfel se vor simți nedreptățiți și acolo e de discutat, raportat la acest aspect. O să vă propun să facem chestia asta în paralel, dar hai să începem cu întrebarea pe care mi-ai adresat-o. Primul rând, trebuie să înțelegem de ce avem nevoie să cunoaștem foarte bine acest argument și la ce ne ajută să fim foarte atenți în a evita să creăm disensiuni între frați. Pentru că, în primul rând, există o armonie în casă și evităm să avem tot felul de discuții care pot genera chiar în discuții între părinți, între adulți. În al doilea rând, trebuie să avem în vedere faptul că acești copii vor crește și ulterior vor purta în bagaj ceea ce frustrările și toate lucrurile generate de aceste conflicte. Frații vor deveni adolescenți. Tocmai de asta am vrut să și întreb. Următoarea întrebare, practic, venea dacă aceste gelozii de mici pot avea efect și atunci când copilul devine mare. Ok, deci discuția, dacă o structurăm de maniera asta și discutăm despre efectele conflictului dintre frați, gândiți-vă doar la simpla luptă de putere între cei doi, care se lasă cu, să zicem așa, bătaie, da? Cu agresiune fizică. Și foarte multe familii sau foarte mulți părinți care sunt neinițiați sau nu au stat să studieze un comportament și o soluție pentru astfel de conflicte, aplică de obicei o admonestare verbală sau chiar fizică celor mai mari, nu? Pentru că ei sunt responsabili de conflictele respective. Ce va învăța și cu ce va pleca din această familie adultul acela? Va învăța că atunci când este pedepsit de cei mai puternici, să se răzbune pe cei mai mici, da? Și mai mici. Viitorul tată, probabil că în momentul în care va veni de la servici sau va veni de unde își desfășoară activitatea încărcat cu foarte multă emoție negativă, se va răzbuna pe cine? Pe cei mai slabi din familie. Mai slabi și mai mici, și lucrul ăsta se întâmplă frecvent în familiile noastre, ok? Da. Bun. Dacă am adus în discuție acest aspect, putem să vorbim despre de ce anume se nasc geloziile între frați. Și gândiți-vă că, în general, distanțele sau diferențele nu sunt foarte mari. Sunt cazuri în care, într-adevăr, există diferențe mari între frați, dar de obicei sunt acolo 2-3 ani de zile, ok? În momentul în care un copil, până la vârsta de 3 ani, primește acest cadou, un frățior sau o surioară, nu are nici pe departe stabilit un sistem de cogniții funcțional să înțeleagă ce se întâmplă. Da? Și atunci va percepe un atac la spațiul și la timpul pe care îl acordau părinții până în momentul nașterii frățiorului sau surioarei lui, atenția pe care o oferea, da? Și poate chiar la siguranța lui. El nu se va mai simți sigur. Eu am spus de multe ori și la voi în emisiune că există aceste trei necesități ale copilului. Atenție, afecțiune și siguranță. Okay? În momentul în care se naște un frățior și nu îi se explică ce se întâmplă, că e safe, că va fi iubit, că mama petrece atunci când cel mic doarme, petrece timp cu frățiorul mai mare și explică lucrurile astea, le va percepe și le va interpreta în manieră proprie și pot cauza extrem de multe disfuncționalități în comportamentul celui mare ulterior, dacă nu îi se explică acest lucru. Eu, de exemplu, am diferența dintre mine și fratele meu este de 11 ani. Mare. Dar eu, când am aflat, mama mea nu mi-a spus până când a făcut 4 luni aproape că este însărcinată, pentru că era frică de reacția mea. Pentru că eu eram atât de egoistă, nici nu concepeam să mai am un frate și mai ales când am aflat că e însărcinată.
Ok, am înțeles. Sper să fie băiat. Că dacă nu e băiat și e tot fată ca mine, e gros. E urât. Vezi? Și cu toate astea, diferența e foarte mare. Da, și nu ne-am certat odată. Adică nu am avut niciodată un conflict. E cel mai dulce om de pe fața pământului. Gândește-te la frățiorii care au diferență mică, da, și nu au capacitatea de conștientizare pe care o aveai tu. Da? Că atunci interpretează în manieră proprie. De-aia, atunci când apar conflictele, pe un... Știți că de foarte multe ori se nasc conflicte din cauza jucăriilor sau pe diverse obiecte pe care le împart. Și atunci părinții fac greșeala să fie părtinitori și îl iau pe cel mare deoparte cu celebrele replici, tu ești mai mare, fii mai înțelegător și așa mai departe, ceea ce este total eronat, și dau dreptate celui mic sau îi dau jucăria celui mic. Lucru complet greșit, pentru că gândiți-vă ce va învăța cel mic, că orice fel de luptă va câștiga dacă se dă cu cel puternic, adică cu autoritatea, cu părintele, și creierul lui va funcționa de maniera asta. Și cel mare va fi frustrat și va purta frustrarea asta de-a lungul timpului. Da, dar sunt și cazuri inverse. Sunt și cazuri inverse, în general. Și ce ar trebui să facem atunci? În principal, toată educația ar trebui canalizată și focalizată pe găsirea de soluții. Da? Gândiți-vă că definiția psihologică a inteligenței exact asta înseamnă, da? Capacitatea unui om de a găsi soluții, okay? De-aia educația se face preponderent având în vizor această preocupare. Și atunci poți să te duci să le spui celor doi că le dai un timp la dispoziție, 5 minute, 10 minute, să-și găsească singuri soluții pentru a face pace, pentru a soluționa respectiva problemă. Dacă nu, confiști obiectul respectiv, da? Atunci o să pui creierașele lor la muncă să găsească soluții și nu vei rezolva tu acele probleme înclinând balanța spre unul sau spre celălalt. Da, dar știți cum sunt copiii, dacă amândoi se pun pe plâns și încep că tu pe mine nu mă iubești și pe mine, băi, pe mine nu mă iubești, pe cum... Acum intrăm în ceea ce înseamnă cel mai puternic cea mai puternică armă a părintelui. Sau cel mai puternic câștig. Nu, răbdarea. Pentru că dacă acest lucru... Nu vă așteptați ca această soluție pe care am discutat-o acum în emisiunea ad hoc să dea rezultate pentru privitori mâine. Hai să aplic chestia asta și de mâine copiii mei vor face o ședință de apartament și vor delibera o soluție. Nu. Chestiunile astea se rezolvă în timp. Este important, știți, toți cei care se ocupă de parenting propovăduiesc acest lucru. Dacă tu ca părinte ți-ai construit o magistrală educațională, adică un traseu cu niște principii foarte sănătoase și ai tot timpul răbdarea și redundanța să aplici ceea ce tu construiești educațional pentru copilul tău pe acea magistrală, chiar dacă copilul iese din decor, oscilații, plânsete, cum spuneați voi, dacă tu ca părinte ți-ai făcut o educație corectă, mai devreme sau mai târziu copilul revine pe acea stradă. Da, dar cât, spre exemplu, dacă copilul de mic îi se intră în voie la absolut tot și la un moment dat vrem să facem acea reeducație, credeți că există acea posibilitate să putem face acea reeducație? Să funcționeze acea reeducație? Deci, iarăși depinde chestiunea asta de etapele. Știți că adolescența, copilăria, tot traseul ăsta până la maturitate este împărțit pe etape. Și atunci depinde în ce etapă intervenim. Cu cât intervenim mai târziu și ne-am trezit că suntem părinți mai târziu, cu atât e mai dificil să facem lucrul ăsta, da? Dacă vorbim despre ce ați propus voi, ar trebui făcut de când e copilul foarte mic și toate principiile astea instaurate de la început. După aia, într-adevăr, se poate, în schimb, munca este mult mai... Asta vreau să zic, că dacă în momentul ăla apare un alt copil, adică primul copil deja care este răsfățat și iubit, ținut în puf, vine un alt copil care, într-adevăr, atunci ni se trezește instinctul matern de educație și oferim acea educație pe care trebuie să-i o oferim. Și prima dată n-ai știut și a doua oară... Și a doua oară, chică se... Op. Okay. Ce facem în acel moment? Care este scopul? Adică ce urmărești cu chestia asta? Urmăresc ca și copiii să fie fericiți, să unul înțeleagă să bine și tot. Să aibă educația. Cum faci un echilibru între chestiile? Da, cum faci echilibrul? E puțin mai dificil de răspuns la întrebarea asta pentru că nedumerirea mea este de ce prima dată ai lăsat lucrurile random. Nu ai știut, ulterior... n-ai avut acces la atâtea informații. Nu, acum, înainte nu erau cursuri de parenting. De exemplu, Corect. Când m-am născut eu, acum 26 de ani. Mulțumesc. Mulțumesc.
dat seama că nu erau. Adică mama, cu toate că eu consider că mi-a oferit o educație foarte frumoasă, poate că nu exista, nu era sau vorba, nu era foarte tineri și nu știam. Nu exista internet, era poate deci, mult mai tânără. Primul lucru, mai ales în zilele noastre, este să ne informăm. Da. Că sunt foarte multe informații peste tot. O paranteză, de mult mă țin să spun lucrul ăsta. Atenție că pe mediul online sunt extrem de mulți oameni care propovăduiesc soluții. Nu numai de parenting, și relația de cuplu și așa mai departe. Nu toate ni se potrivesc personalității și scenariului nostru. Nu putem să aplicăm orice. Sunt persoane actiate de informații și culeg absolut. Evident că nu poți să iei furazolidon dacă tu ai, nu știu, lacune de memorie și trebuie să iei lecitină. Nu putem să amestecăm lucrurile, așa e și în parenting, da? Dacă ni s-a evit această situație în care n-am știut să facem o educație corectă și am primul copil l-am alintat foarte mult și ulterior ne dăm seama că nu putem să mai facem aceleași greșeli, în afară de informarea de rigoare, trebuie să armonizăm foarte mult relația dintre cei doi. Pentru că dacă nu, se va instaura acolo o luptă de putere între cei doi frați, care va merge, această luptă se va perpetua în timp și nu vei avea doi frați care, adulți fiind, se vor ajuta și vor avea o relație benefică pentru cei doi. Da? Vor merge în virtutea acestui și dușmanii acestor relații consolidate, în principal, sunt diferențele pe care părinții le fac între cei doi. Știți foarte clar că este exclus să lăudăm asta nu numai în familie, este exclus să dăm exemplu alți copii în detrimentul comportamentului sau în detrimentul copilului nostru. Dar aminte în relație, nu poți să spui, uite fratele tău cum face, pentru că evident celălalt, tu nu faci altceva decât să întărești puseile de gelozie. Exact aici, asta vreau să revenim la ideea că avem, de exemplu, doi copii, ambii sunt geloși, ambii sunt răsfățați, cum cel mai mare este gelos pe cel mic. Cum îi explicăm? Și, cum explicăm lui? Că îl iubim și pe că el. Că el nu este iubit, că el nu este alintat. Cum gestionăm situația asta? Cum îi explicăm lui că și el este iubit, că și el... În principal, avem această misiune în momentul în care apar conflicte. Ok? Și în momentul în care apar conflicte, cea mai importantă este comunicarea cu ambii copii. Și ambii trebuie separat, luați deoparte și explicat. Și revenim la cei trei factori pe care i-ați spus. Exact. Asta pe de-o parte. Și pe de altă parte, de fapt, cred că cel mai important lucru este atunci când există conflicte să le validăm emoțiile. Evident că cei doi vor fi furioși în urma conflictelor dintre ei. În discuțiile pe care le purtăm separat, trebuie să validăm această emoție. De genul, te înțeleg că ești furios, îți înțeleg starea și așa mai departe. Asta este un lucru extrem de important și nu numai în conflictele dintre frați, ci în general atunci când emoțiile copilului ies la vedere. Avem această tendință și noi, adulți, avem o educație noi greșită prin care ne-am obișnuit să închidem, îndebara emoțiile și ele răbufnesc sau scapă, Dumnezeu știe pe unde, atunci când factorii externi pun presiune pe noi. Haideți să începem de când sunt mici copii să le validăm emoțiile, să le exprime, să spună că sunt furioși. Dar este ok și lucrul acesta că îl tot aud și îl tot văd în ultima vreme. Nu-l certa pentru că și schimbă personalitatea, nu-l... e ok? Depinde ce înseamnă așa certat. Așa știu, asta este și ideea până în 7 ani, să-i corectez ce-i greșit exact acolo. Adică asta e, nu că nu-l certa, că nu-i spune nu. Ba da, un copil, după părerea mea, trebuie să știe de da și de nu. Dacă, evident, pentru că cel mai puternic instrument pe care îl avem noi părinții sunt limitele. Și astea nu se pot impune decât printr-un limbaj sau printr-un comportament contradictoriu cu dorințele lui. Este evident că dacă cineva din afară vrea să denumească chestiunea asta ceartă, poate să o facă, dar ceartă în afară nu la de, modul agresiv. Exact, ceartă... în afară de ton foarte ridicat, care nu pentru jigri, el este foarte agresiv ca percepție, de violență și așa mai departe, restul, orice fel de discuție în contradictoriu, în care îi se administrează niște limite și se spune, uite, dacă se întâmplă cu tare lucru, astea sunt repercusiunile și de multe ori este indicat ca lui să-i spui care vor fi consecințele, să-l întrebi care vor fi consecințele faptelor sale. Pentru că în felul ăsta eviți să faci un discurs la care el doar asistă și atât.
îl tragi să participe în această discuție, efectiv punându-i întrebări. Educația să conștientizeze. Dar chiar și cu acel dacă unii părinți la comportamentul copiilor, uneori le spune gen, dacă o să faci așa, o să primești, nu știu, o oră, o să stai cu la calculator sau mai știu eu ce. Da, nu credeți că, da, nu credeți că premiile, exact, nu credeți că după acest dacă de foarte multe ori copilul o să își dorească doar așa să asculte, adică nu o să existe bine, nimic fără acel întreb, dacă. Și te întreb pe tine, noi ca adulți în societatea de astăzi cum funcționăm? Nu știu, eu când eram mic mâncam una după cap dacă dădeam din picioare așa și mulțumesc mamei pentru Bun, că mi-a făcut asta. Asta păi, ca da. Și soluție de educație. Dar eu te întreb așa, ca și premiu, ca și validarea acțiunilor tale. Pentru că foarte mulți sunt împotriva acestui lucru. Dom'le, nu-i promite anumite chestiuni. Păi noi ca adulți astăzi funcționăm doar pe bază de promisiuni. Din partea societății, din partea... Corect, dar să nu uităm că unii dintre noi avem și familii. Și acel dacă pentru noi este exact pentru familie. Pentru că muncim și facem tot, primim în schimb acele premii bănești pentru familia noastră. Nu mă refer doar la asta, mă refer la orice fel de comportament recompensatoriu, da? La orice fel de recompensă pe care, așa cum funcționează această condiționare la copii, pentru că foarte multă lume este împotriva acestui șantaj, să-i spunem așa, îl denumesc șantaj. Dar asta e societatea în care trăim, ne șantajează la orice pas. Dacă nu muncești, nu primești bani. Dacă nu te comporți într-un anumit fel, ești exclus de mediul respectiv. Deci toată viața noastră ca adulți este o condiționare. Și atunci de ce să ținem departe copiii cât sunt mici de aceste lucruri? Da? Ele trebuie explicate și trebuie făcute într-o manieră foarte soft să nu îi învrăjbească. Da? Păi pe sistemul ăsta să nu îi învrăjbească pentru că îl înțelege altfel. Despre asta este vorba. E vorba despre pedeapsă și recompensă. Astea sunt cele două limite, dar noi trebuie să le îmbrăcăm într-un ambalaj extrem de frumos și extrem de comestibil pentru ei, dar pe principiul ăsta vor funcționa și ca adulți și nu putem să-i ținem departe de această principiu de funcționare al vieții. Uite, de exemplu, că la revenind la chestia cu frații, de exemplu, între frați, n-ar trebui să fie o condiționare să-mi fi spus mama, eu am participat activ la creșterea fratele meu, știam ce temperatură trebuie să aibă laptele, tot. Să schimb și așa mai departe. Mie nu trebuia să-mi spună dacă îi dai să mănânce sau dacă îl schimb, deși niciodată ai nu m-a obligat. Ai simțit vreodată o presiune? Asta vreau să te întreb. Niciodată, pentru că eu făceam asta de drag și nici nu m-a lăsat. Adică bine, mama aici nu e și vorba de vârstă. E o diferență în între voi în care tu deja conștientizai acest lucru. Da, dar aveam prieteni care aveau frați și cu diferențe la fel, doar că ei se simțeau presați pentru că părinții munceau, aveau altă situație financiară și erau mereu, haideți acasă că aveți treabă, trebuie să stați cu asta mică. În schimb, mie mama niciodată nu mi-a impus. Da, i-a spus, dacă nu vrei tu, nu e nicio problemă, eu găsesc soluții. Cu ceva timp în urmă, cu ceva zeci de ani în urmă, când perioada comunistă, mă rog, nu propunea aceste soluții pe care le au părinții astăzi, nici bone, nici tot felul de facilități, fratele cel mare cu cheia de gât, de obicei, trebuia să aibă grijă și se transforma într-un părinte pentru celălalt. Okay? Și presiunea era foarte mare pe umerii lui, pentru că devenea responsabil pentru toate faptele celui mic. Și asta, acum 20 de ani, de exemplu, era un fapt întâlnit peste tot. Adică toți frații mai mari aveau această responsabilitate și erau semipărinți pentru, da? Și gândiți-vă ce a generat în adultul de mâine aceste lucruri, da? În afară de la conflictele, bine, ca adult după aia se rezolvă lucrurile, deși rămân acolo în interior foarte multe chestiuni nerezolvate, da? Dar pe perioada adolescenței, pe perioada, să zicem așa, după majorat, după ce devenim adulți, toate chestiunile alea au o pondere destul de mare în comportamentul nostru, pentru că a pus o presiune foarte... Am avut o sarcină în plus, n-am putut să ne trăim adolescența într-un mod normal, pentru că am avut o sarcină în plus. Domnule Eduard, ca și concluzie, dați-ne 5 sfaturi de ce trebuie să facem, adică părinții, tata, mama, ce trebuie să fac atunci când copilul plânge, când nu înțelege, când amândoi se ceartă și... Când amândoi plâng, nu se înțeleg nici ei, nici cu părinții, nici între ei și nu știu părinții cum să gestioneze situația. Să le dăm 5. În primul rând trebuie separați, vorbim de o zonă conflictuală, da? În primul rând că trebuie dispersat conflictul, nu se fac discuțiile în prima fază acolo ca un tribunal, pentru că nu rezolvăm nimic de maniera. Deci, în primul rând, trebuie separați cei doi.
comunicarea, al doilea lucru, comunicare, nu, scuzați-mă, primul lucru este validarea emoțiilor. Validarea adică emoțiilor. Trebuie să ne așezăm la nivelul copilului, pe canapea, pe covor, turcește, față în față, nu de sus, nu autoritate, și să explicăm că înțelegem emoțiile. Și în felul ăsta deschidem ușa către înțelegere. Apoi trebuie să-l înțeleg. Vreau să înțeleg de ce este generat acel conflict, care sunt nemulțumirile lor, pentru că de multe ori copiii nu știu să exprime exact nemulțumirea pe care o au și o transpun, o transferă în comportamentul ăsta agresiv. De fapt, el vrea să-ți transmită un mesaj. Nu e nici pe departe legat de laptop sau de pahar. Este vorba despre altceva și trebuie să-l asculți ca să înțelegi. Al patrulea lucru pe care, că tot mi-ai cerut 5 și le ordonez de maniera asta, este să-l implici activ în dialog. Nu îi spune tu cum e cu relația, ce ar trebui să facă. Încearcă să scoți feedback de acolo, pentru că în felul ăsta motorașul ăla începe și el să rumineze anumite gânduri și să ți le expună. E participă acolo, da? Și poate nu în ultimul rând, lasă-i pe ei să găsească soluții. Adică la final întreabă: ai soluții data viitoare? Cu ce poți înlocui chestia asta? Da? Deci are un anumit tip de comportament și tu întreabă-l: data viitoare, dacă ar fi să nu se mai nască conflictul ăsta, ce ai face diferit? Ok? Și atunci copilul măcar gândește, măcar își pune problema unei altfel de atitudini comportamentale. Da. Da? Da. Așa este. Noi mulțumim foarte mult, într-adevăr. Cu mare drag. Informație foarte utilă. Vă mulțumim mult. Puteți să le găsiți. Vă găsim online. Puteți să le găsiți pe pagina de Facebook, Psiholog Eduard Puiu. Acolo sunt toate activitățile și legate de educația copiilor și legate de cealaltă activitate cu școala de teatru, pentru că am o activitate extrem de interesantă legată de educația copiilor și de dezvoltarea emoțională prin teatru. La Teatru Elisabeta suntem foarte acolo, frumos. Mă găsiți. Vă mulțumim foarte mult. Mare drag.